despre ce strămoși vorbim. Și acum vreau să vă arăt fapte de limbă care caracterizează splendoarea limbii române. Deci e o realitate, un mare om de cultură de la Craiova, mă gândesc la domnul Constantin Barbu, care foarte bun eminiscolog, publică și integrala operei lui Cantemir, recuperată din arhivele de la Moscova, ajunge să spună: limba română este cea mai subtilă și puternică limbă care se vorbește astăzi. Cum a putut să ajung la concluzia asta, încă nu știu, dar își asum această... În orice caz, știu sigur că regretatul actor Ilie Gheorghe de la Craiova a făcut parte dintr-o echipă de teatru alături de englezi din Londra. Erau în turneu în Japonia și în pauză un coleg, el și numește Ben Morris, îl întreabă cu destulă maliciozitate: măi, Ilie, limba română poate fi o limbă de teatru? Este o limbă de teatru? Și Ilie Gheorghe zice: nu știu ce să vă spun, dar am să vă recit din Iona, piesa lui Marin Sorescu. Și zice: pe măsură ce recitam, colegii din celelalte cabine, că știți că actorii au fiecare cabina lui unde se machiază, unde se schimbă, unde se îmbracă în hainele rolului pe care îl joacă, zice, actorii, ceilalți actori au intrat la mine în cabină și la sfârșit m-au îmbrățișat și mi-au spus că n-au nevoie de niciun fel de traducere, fiindcă expresia limbii române a fost suficientă ca să înțeleagă mesajul textului declamat. Așa că trebuie să-l credem și pe domnul Constantin Barbu. Faptul este relatat într-un articol publicat de Formula AS. Și acum, nu încurajat de asemenea evenimente, am luat și eu aminte la cuvintele limbii române, fiindcă cuvântul este cheia. Și am găsit că în limba suedeză, krängar înseamnă a te legăna, a te bălăbăni. Cuvântul l-am găsit și în dicționar și l-am verificat și pe seama unor turiști suedezi care întreb: măi, ce înseamnă la voi în suedeză krängar? Au stat ei de vorbă, unul dintre ei avea mama româncă și știa românește, de fapt era o domnișoară. Au stat ele de vorbă și îi spune: domne, krängar la noi zice barca, barca, să leagănă. Ori spun, noi spunem de mult: ce te lege în codurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. Unde creanga induce ideea de legănare. E bine, agățat de această idee, am găsit și acum vă rog frumos să proiectați. O proiectăm după ce vorbește Alvaro, că am reluat legătura. Bun, deci pe această idee am găsit un cuvânt care generează cuvinte în toate limbile indo-europene. Cu alte cuvinte, limba română este matrice cu probe. Și ea, fiind matrice, însumează toate potențialitățile celelalte limbe. De aici splendoarea limbii române. De aici posibilitatea lui Eminescu de a pune în lumină energiile acelea minunate ale cuvântului românesc. Așteptăm atunci să continuați și vă arăt proiecția.